Haide să intre frica în noi. Bun găsit. Băi, asta e că fac o schemă, mă. Ia stai așa un pic. Fiți atenți, schemă nebună. Nu știu de ce n-am făcut-o până acum. Și facem și așa. Ia, nada aici. Mi-e frică mie acum. Pe acum mi-e frică mie, prea întuneric. Pericolele ne pândesc la tot pasul. Mai ales după căderea întuneric. Fa pipi! Bârbâ la pipi! Bârbâ! Dacă se întâmplă ceva, urlu, da, e aceeași schemă. Dacă că e întuneric rău, tot mă să fac pipi, că nu mai pot. Și am băut sucul ăla cu poftă, mi-a adus direct în... Vă zic. Imediat, instanța așa, trebuie să aprind luminile. Mă uit stânga, mă uit dreapta, e safe. Drumul e safe, nu este nimic, m-am dus. De multe ori, din fericire, străinii misterioși, cu intenții nefaste, las eu în fața blocului tău la 3 dimineața. Tot viețile oamenilor nevinovați, lăsând în urma lor frică și întrebări fără răspuns. Astăzi, vă prezint niște cazuri de dispariții misterioase și întâlniri cu tot felul de oameni deranjanți. Străinii deranjanți apar când te aștepți. M-am uitat la Prison Break, da. În 6 martie. Audi sau BMW? BMW. BMW, te pup. 2022. Jared Coker. Da, mă, poate îl jucăm, Liviu. Te pup, mersi din suflet de propunere. A trecut printr-o experiență înfiorătoare din ce explorau. Pa, mă, ce merge, ce ar intra un grătar acum viețile mele. Niște mici de așa, suculențe, așa frumos, șovită, dai așa, fabrică pui uriașă, abandonată. Și niște cartofi frăiți, în prima frate. Parte a clipului îl putem vedea pe Jared singur, explorând zona. Locurile abandonate trezesc un soi de fascinație în oameni. E interesant cum, în trecut, acolo se aflau sute de muncitori, iar în prezent, prin halele uriașe mai circulă doar micile animale aflate în căutarea unui adăpost pentru nopțile furtunoase. Jared a pătruns în clădire printr-o fereastră spartă. Înăuntru a dat peste tot felul de utilaje ruginite. Deodată, un sunet ciudat s-a auzit. Chiar și așa, a continuat să cerceteze locul. Oh, the locker room. See, that's what I'm talking about. Every now and then there's just weird noises and bangs, but just like last time, it's a windy day, so... De la etaj a văzut o mașină și pe cineva coborând din ea, îndreptându-se în direcția lui. Uh-oh. There's a car right there. Uh-huh. I can't figure that should be too much of a problem for me, though, because... The way I'm gonna go out is completely circling around here like I did to get in, so... Oh, they're out of their car. Oh, they're coming in the gate. They're coming in the gate. Atunci, Jared a realizat că nu va avea timp să scape. He's really coming all the way in here. He's opening the second gate. Păi și ce dacă viața mea vine ăla? Ce crezi că se face? Și oricum, cine îl găsește pe ăsta în dita mai clădirea dacă se ascunde după un de-ala? No, I'm really concerned. Risotto, te pui viața mea, să-i zonați. He's gonna go around where I can't see him. I really do gotta get out of here now. Care mai donează, câte ori acționează îl bântui la noapte? E, n-are mă nimica dacă donează, ce ai? Mă, da, eu n-am înțeles, deci omul ăla care a venit în clădirea asta știa că e ăsta aici, n-ar avea de unde să știe că e ăsta deja aici, deci degeaba aș face ăsta filme, poate, nu știu. Bine, aflăm de fapt ce se întâmplă, stai așa. Dar uite, văd că e populată zona, adică ok, e clădirea abandonată, dar uite, aici e o parcare și sunt multe mașini parcate, gen, știi ce zic? Thank you.
what he was holding. Observând că bărbatul se apropie, Gerard nu a mai stat pe gânduri. A găsit o nouă rută și a încercat să scape. În timp ce se mișca, a auzit ceva neașteptat. Oh my God. Was that a gunshot? Mom. I think it was. He had something in his hand too. It looked like a gun. Denisa, te pup viața, mersi din suflet de donație. Deci te rog, zi-la aia de pe Discord, numiți fanii lui Teo 10, îmi dă bully dacă mai dai bully, mă supăr. Ce, mă? Cine stă, mă, viața mea bully? Ia arată-mi mie. Omul avea o armă. Panica, deci omul care a venit aici a venit o armă. Mamă, creepy rău de tot, gen, să știi că ești singur în clădirea aia, să știi că nu mai e o singură ieșire și că pe acolo e unul cu o armă. Dar totodată nici n-ai de unde să știi ce intenție are unul, că n-ai cum să presupui din prima care e intenții nasoale, că n-avea, din punctul meu de vedere, n-avea de unde să știe că omul ăsta e aici. Păreri? Totuși să se deplaseze prin fabrică, să-și încerce norocul, să scape. Nu era sigur de locul în care se ascundea străinul. Afară, după ce s-a strecurat pe o altă fereastră, lucrurile au luat o întorsătură macabră. Ia! Whoa. Oh, it's just me. You scared me to death. Okay, get over now. What? Boy, ești nebun. Sit down. Give me handcuffs. Huh? Put them on. What the fuck? It? Okay. Either I put them on or you put them on. Take your pick. I've never put on handcuffs before. Here, put them on each side. How's that? Well, put them in front of you. That way you carry them in front, okay? It's gonna happen. But what's gonna happen is the police is gonna come and then you take your name and get you for criminal trespassing. It's nothing these days. Uh-huh. It's a lot better than me shooting you, isn't it? Was that what I heard? Yeah. What'd you shoot at? Shoot it. See people I shoot at. What the fuck? There you go. Bărbatul a dus pe Gerard în fața fabricii și a făcut mai multe glume despre împușcarea oamenilor care au intrat pe terenul privat. De parcă Gerard nu era destul de speriat. El nu a știut că terenul se afla în proprietatea cuiva. Bă, ești nebun la cap? Păi și practic ăsta era proprietarul zonei? Păi și ce făcea ăsta, mă? Pândea în fiecare zi oameni care intrau acolo și dacă fugeau îi împușca, Doamne. Jos acasă, Gerard a povestit ce s-a întâmplat după ce s-a oprit camera. Poliția a apărut în cele din urmă, iar ofițerii l-au dus pe tânăr la secție. Din fericire, a scăpat cu bine. Același lucru nu se poate spune și despre alți intruși, însă, care, ulterior, conform lui Gerard, a fost împușcați de omul înarmat. De parcă abia aștepta ca cineva să-i încalce proprietatea. Patricia Bernadette Meehan a dispărut. Băi, bro, what the fuck, mă? Mi-am adus aminte, am fost acum mulți ani. Am fost cu Montrei la un loc din ăsta, nu mai știu, o bază militară, nu mai știu ce era. Și am mers pe timp de zi, nu era seară, nu era noapte, nu era nimic, era după amiază. Nu era nici zi, era după amiază spre seara, așa, apus gen. Dar nu chiar apus, mai devreme. Și am intrat într-o zonă de asta unde, într-adevăr, cred că era proprietate privată sau ceva, știi, dar nu scria pe nicăieri. Și am intrat să filmăm. Și a venit la un moment dat, ne-a văzut cineva și a venit un om în cațe jurată și avea un câine. Bă, și prima dată ăștia s-au speriat, îți dai seama, că venea un om cu un câine. Și zic, dar știți care a fost reacția mea? Deci reacția mea a fost așa. Ceva, mă, puiul meu, ceva! Și am început să mă joc cu câinele. Am început să mă joc cu câinele și de pula cap. După aia ne-a certat omul ăla.
Ne-a certat omul ăla că de ce am intrat pe acolo, că n-avem voie, că nu știu ce, că dacă am vorbit cu cineva. Până la urmă ne-a dat afară de acolo, n-a chemat nici poliția, n-am chemat nimic, am explicat că suntem nici noi niște puști, am venit aici, am auzit de ăsta, nu știu ce, eu mă jucam cu câinele. Eu, bă, mi-am adus aminte, deci avea câinele, deci eu mă jucam cu câinele și aveam un ciuline pe el. Și ăștia, gen ăsta, omul de acolo, paznicul sau ce era, îi certa pe ăștia și implicit și pe mine. Și eu, tot ce era să zic, deci ăștia se certau și nimeni nimic, Teo, vedeți că are un ciuline pe el. Și arătam spre câine, vedeți că are un ciuline pe el. Mă, ce aveți cu ripul, mă? Ce aveți cu ripul? Nu e amuzant, nu are nicio treabă, nici camera, n-are treabă, nici live-ul, merge, funcționează. Nu e amuzant, terminați-vă cu ripul și cu de-astea. Așa, mini story time, mini paranteză. 20 aprilie 1989, după un accident pe autostrada 200 din Montana. Teo, ai și tu pe kick și mute. Nu am de ce să mă mut viața mea, eu sunt fericit aici pe YouTube. De ce m-aș muta? Poate că frica și amnezia, rezultatul unei lovituri la cap, au deci făcut ai închis o... lumina să fie mai horror. Viața, am zis că nu mai intrăm pe Instagram la mesaje și la astea, gata, am terminat cu mesajele, cu clipurile, cu reacționăm și noi și după aia ne jucăm. Peste 5.000 de mărturii ale prezenței sale au fost raportate în anunțul urmat. Câteva... Teo, pune-le pauză la live că mă o să-mi iau covrigi. Păi fantomele mănâncă, mă, e la mișto, te-am depistat, gata, ești fals, ești fake. Fantome care mănâncă, ați mai pomenit? Am mâncare în frigider, oare e la mine aici să zice să-mi ia mâncarea din frigider? Confirmate de autorități, dar toate s-au stins fără ca Patricia să mai fie găsită. Bă, eu am uitat să pun ceva la frigider, stați așa. Alarmă falsă, nu uitasem. Nu uitasem să pun nimic în frigider, e ok. Povestea ei a răsunat mult timp în presa americană. În vreme ce părinții ei, cu inimile sfâșiate, au traversat țara în căutarea fiicei dispărute. Așa, gata! Cazul a fost prezentat și în celebra emisiune Unsolved Mysteries, în toamna lui 1980. Patricia s-a născut pe 1 noiembrie 1951. În 1985, din dragoste pentru animale, a început să lucreze la o fermă. Înainte de dispariție, proprietarul fermei a remarcat ceva ciudat cu comportamentul fetei. Te-o mai faci giveaway cu bilete la BGV? Viața aia nu ajung la BGV anul ăsta, din păcate. Nu ajung că sunt plecat la emisiune acolo. Sunt și eu trist rău de tot, dar nu am ce să fac, chiar nu am ce să fac. Nu există nicio soluție. Părea răscolită de gânduri negre. Cozi înainte de a se evapora noapte, tânăra și-a sunat tatăl, mărturisindu-i că stresul a devenit insuportabil și că își dorește să se întoarcă acasă. Pe 20 aprilie, la ora 20... Și W, Gabriela, mersi din suflet, Gabriela, te pup! Apreciez maxim! ...și 15 minute. Peggy Bueller și tatăl ei călătoreau spre vest pe autostrada 200, în apropiere de Circle. Mă iei pe mine la TV, te iau viața! A văzut un vehicul care se deplasa spre est pe partea greșită a drumului. Peggy a reușit să tragă pe marginea drumului, evitând o coliziune frontală, dar vehiculul respectiv s-a izbit de mașina care circula în spatele lor, condusă de Carol. Poate că la mine sunt și tunete. Bă, stai mă așa, ne-a dat poză iar Alina, stai așa un pic. Este așa. Deci, Alina Kovacs, stai așa. Ia. Deci fiți atenți. Prima dată ne dăduse poza asta. Uite asta. Și zicea că se vede ceva alb, probabil asta. Uite, ăsta pot să-l pun și full screen. Cred că Val, în loc de 10 euro, a apăsat 100. Te pupăi, fantoma mea. Deci uite, aici ceva alb. Deci ea s-a speriat de asta, da? Și acum ne-a dat poză. Bă, chiar nu mai e mâncați. Dar nici aici nu era, mă. Stai, mă, să le punem una lângă alta. Stai așa. Deci stai așa. Deci asta e prima poză și asta este a doua.
Păi și hai să vedem, ție, de ce ți era frică aici de chestia asta? Și aici nu mai e. Da, mă, viața mea, dar pare frunză, mă, aici. Aici ce-i drept, mă jur pe ce vreți voi, că aici pare direct o femeie. Ăsta-i capul, ăsta-i părul și aici este silueta. Și pare într-o rochie albă. Aici nu se mai vede, într-adevăr. Deci nu știu. Era o iluzie. Bă, și eu zic că era o iluzie. Deci viața mea, degeaba te îngrijorezi, eu ți-am zis atunci când nu e nimic. Fecera de poliție aflată în afara serviciului. Hates, scăpată nevătămată. A privit cu ochii îngroziți cum o femeie blondă s-a dat jos din cealaltă mașină, s-a apropiat și a privit-o de parcă se uita prin ea. Conform spuselor lui Hates, femeia nu a vorbit. Peggy Bueller, care se afla pe marginea drumului alături de tatăl ei, a văzut apoi cum femeia blondă a trecut peste un gard și a rămas de cealaltă parte, nemișcată, privind scena. Când m-am uitat peste locul accidentului, am observat pe cineva de cealaltă parte a gardului. Stătea acolo ca un spectator, a spus Peggy. Ea a privit cum femeia necunoscută a rămas în liniște câteva momente de cealaltă parte a gardului, după care a luat-o pe câmp, dispărând în noapte. Peggy a condus imediat în oraș pentru a găsi un telefon, în timp ce tatăl ei a rămas la locul accidentului alături de Carol Hates, dispecer aflat în afara serviciului. Când a sosit poliția, femeia necunoscută nu mai era de găsit. În decurs de 30 de minute, identitatea ei a fost dezvăluită pe baza numărului de înmatriculare al vehiculului. Mihăn. În timpul căutării, nici nu mai vine să mai mănânc în struguri ăștia. Poliția a descoperit urme sport pe un câmp aflat la aproximativ 1,2 km de locul accidentului. Anchetatorii le-au urmărit până la 3 dimineața, înainte de a constata că se evaporau în zona terenului accidentat. Căutările au fost suspendate până în dimineața următoare. Familia fetei a ajuns în Montana la scurt timp după și a distribuit peste 2000 de pliante. Voluntarii au cercetat cu atenție toate zonele învecinate, iar familia a utilizat un elicopter pentru căutare. Fără succes. Minele de cărbune abandonate din zona au fost de asemenea cercetate. Nici o urmă. Locul accidentului era la aproape 640 de kilometri de casa Patricii și nici poliția, nici familia ei nu a putut explica ce făcea în zona aceea. Te pup, Gigele, te pup, viața mea, mersi mult! Poliția a speculat că ar fi fugit de la locul accidentului, făcând autostopul sau ascunzându-se. Te pup, Edi! Ce zici, viața te fac o FIFA? Care se vine în sprijinul acestor ipoteze. Potrivit mamei sale, Patricia... Ce am vocea lui Paul pentru clipuri de-astea? Numărul 1. Și a suferit de depresie. Printre lucrurile da, ei, mi-am revenit, gata, m-am familia mânecat a dezvăluit un film care a dezvăluit un autoportret sinistru, imortalizat în fața unei oglinzi. Ultima fotografie cu Patricia. În ea, o putem vedea privindu-și... Nu vin mâine la Comic-Con, din păcate. Reflexia pierdută. De la dispariția sa au fost raportate peste 5.000 de așa zise întâlniri cu fete care semănau cu Patricia. Dar autoritățile n-au mai găsit-o niciodată. Ce s-a întâmplat cu ea? Unde a fugit? Nu se știe. Cazul a rămas nerezolvat. În august 2020, când atmosfera era îmbibată de liniștea aceea apăsătoare, specifică orei 4 dimineața. Viața mea, înțeles ceva din clipul ăsta absolut nimic. O cameră de supraveghere a surprins un bărbat neidentificat. Străinul a ieșit din umbră ținând în mână un recipient cu benzină. Mai apoi a început să împrăștie lichidul pe pământul Reavăn și prin fața... Am văzut, Gigele, mersi din suflet, puiul meu, apreciez mult. Ca și cum ar fi plantat semințele unui foc necruțător. După, s-a făcut nevăzut. O clipă mai târziu, flăcările s-au ridicat, dansând nebunește în fața camerei, de parcă erau niște spirite furioase abia eliberate.
Deși nimeni nu a fost rănit, două case au suferit pagube însemnate și un vehicul a fost avariat. Proprietarul primei case a declarat că nu are nicio idee cine ar putea fi responsabil. Nimeni nu-i voia răul, nu avea dușmani. Cel mai probabil... Bă, luminița iarbă. Luminița viața mea. Bă, nu știu ce se întâmplă în seara asta. Deci n-am mai avut o seară de asta de când? De la Nicu. De la Nicu Magnificu, mâncava și gura voastră. A rămas în istorie Nicu Magnificu. Poftă bună, te omeriți toți banii noații, ești cel mai tare și amuzant și încă o dată mult succes în continuare. Luminița, îți mulțumesc din suflet viața aia. Și mersi că ai zis și povestea aia horror. Mulțumesc din suflet de donații și că ai stat până acum. Și mă bucur mult că te simți bine pe live-uri. Te pup. Te pup viața mea. Probabil, casa lui a fost aleasă la întâmplare. Momentul ne arată cât de ușor se poate transforma o noapte liniștită într-un coșmar. Pe 14 ianuarie 1989, un post de televiziune din Statele Unite difuza anunțuri de interes public, segmente antidrog și reclame despre meditație. Până așteptate, după imnul național, pe ecran a apărut o imagine bizară cu o femeie pe nume Joanna Lopez, alături de un număr de telefon și mesajul dispărută. Persoana nu putea fi văzută bine din cauza calității proaste imaginii. Fotografia a fost difuzată timp de 20 de secunde, fără niciun sunet pe fundal. 2 ani mai târziu... Lazaro și eu pe voi, frate, n-aveți idee cât vă pup. Vă pup și mersi mult de tot de donație. 10 ianuarie... Bă, nu știu ce se întâmplă în seara asta, să jur, nu înțeleg. 1991. Canalul arăta din nou fotografia Joanei, în timp ce difuza un videoclip preregistrat cu imnul național din 1989. După aceea, a întrerupt transmisiunea. Ia stați așa, că dau și eu niște cadouri pe chat. Stați așa un pic. Trebuie. Avem 5. Avem 5. Și mai dăm. Mai e salvat cardul meu aici oare? Da, perfect. Cumpără. Momentan 30. Mai încolo mai dăm. Mai dăm în seara asta. Gata. Bă, voi vedeți ce față are ăsta, mâncați-și. Mersi din suflet de cadou, Cătălina. Privitorii au încercat să sune la numărul afișat, care era legat de poliția din Chicago, dar la el nu răspundea niciodată nimeni. Postul de televiziune... Mamă, ia vezi vrăjeală în Georgie! Am vrut să-mi iau ceva dulce de frigider, dar nu era acolo. Bine, Păriz! Viața mea este suficient atât, crede-mă, nu trebuie mai mult. Te pup, Ioana, mulțumesc din tot sufletul. Gestul e cel mai important, te pup. O informație suplimentară despre Joanna, doar numele și numărul de telefon. Cu toate acestea, cei care au încercat să sune acolo nu au primit niciun răspuns, iar rapoartele poliției nu conțineau nicio informație despre ea. Numele ei nu figura în registrele persoanelor dispărute. Curând, a apărut o teorie conspiraționistă, conform căreia Joanna nu era o persoană reală, ci un personaj creat de canalul TV. Până prezent, nu există nicio informație clară despre femeie. Utilizatorii de pe Reddit au editat fotografia Joanei pentru a îmbunătăți calitatea și au investigat situația, avansând tot felul de teorii. Internauții au cercetat și ei registrele persoanelor dispărute din perioada aceea și nu au găsit pe nimeni cu numele Joanna Lopez.
Păi stai mă așa un pic, dacă e un personaj inventat de televiziune și așa, de ce e horror? Că au inventat ei un personaj. N-am înțeles eu bine, oricum n-am fost 100% atent. N-am avut cum să fiu atent cu ce s-a întâmplat pe chat și așa. Dar întreb, ați fost voi atenți? Ați înțeles voi ce s-a întâmplat? Te pup, Edi, și eu mentolat. Te pup, viața mea. Auzi, mă, te pup mentolat. Te pup, mă. Teoriile principale sună cam așa. E ca Elodia, gen, ok. Joana Lopez a fugit de acasă, iar părinții ei au cerut postului să afișeze poza pentru a ajuta să fie găsită. Auzi, la răzat, are cineva 500 de euro. Te fumă. Care contact? 2. Un hacker a preluat controlul postului. Raul, nu știu. Raul, nu știu ce tot cauți să ți se răspundă sau ceva. Ai scris de 20 de ori mesajul ăla. L-am și citit. Ai zis, apucă-te, viața mea. Nu știu ce urmărești, gen, de tot repeți mesajul ăla, sincer zic. Nu înțeleg. 3. Unii cred că Joana ar putea fi victima din cazul Jane Doe 1994. O femeie necunoscută dispărută în... Mamă, stai așa că murim dacă să pun toți membrii ăștia. Aceeași perioadă. 4. Postul TV ar fi putut face o farsă sau un fel de test cu scopul de a speria oamenii. Și 5. Numele era greșit. Există un zvon conform căruia o elevă de liceu pe nume Rachel Lopez. Practic a apărut pe un post la final și au sunat la numărul ăla și nu răspundea nimeni. Și ce a zis după sunt conspirații, doar vrei să sunăm și noi? Ia. 312-744-5594. Ia. Dar de ce nu avea acces viața mea? Nu mă lasă, că n-am acces, bă. Te pup, Denisa, mersi mult. Hau, miau, când vin Brașov, viața mea nu știu. Minus 1000 de euro dacă suni? Bă, sunteți nebun la cap, cum 1000 de euro? Cu trăsături asemănătoare, ar fi de fapt adevărata persoană căutată. Am sunat, mă, Damia, dacă nu e accesibil. Niciuna dintre aceste teorii nu a fost demonstrată însă. Misterul continuă. Pe 8 septembrie 2015, un bărbat pe nume Tim, din Mountain View, Minnesota, a contactat poliția și a raportat dispariția prietenului său, Henry McCabe, un imigrant din Liberia, cenzor. Conform mărturiei lui Tim, Henry fusese la un grătar organizat de un prieten pe nume Emmanuel în acea zi, iar mai târziu a plecat spre un club de noapte. După ce au discutat cu însoțitorii lui Henry din noaptea dispariției, polițiștii au realizat că se confruntau cu un caz complicat. Henry a băut mult atunci, iar la ieșirea din club, în jurul orei 2 dimineața, nu merg cu Smiley la Sinaia, i-ar fi cerut lui William, unul dintre amici, să-l lase la o benzinărie. După ce a fost lăsat acolo, deși William s-a oferit să-l ducă acasă, Henry și-a sunat soția. Conform acesteia, bărbatul părea foarte confuz. Ultimele 2 minute ale conversației au fost înregistrate. Conținutul este tulburător. Îl avertizez. Ascultați. Sunt eu, mă, Adineaur, de m-am mânecat cu strugurele. Nu sunt eu, mă, Adineaur, pe live? De m-am mânecat? Pa da, mă! Ăștia mi-au pus înregistrarea, m-au pus live-ul. Ma. Ma.
Bine, e editat în așa fel încât să fie dus la extrem. Eu nu m-am înnecat atât, dar eu sunt. Eram eu pe WC, scuze, a sunat telefonul aiurea. Nu prea se înțelege ce voia Henry să zică. Registrarea este o combinație grotescă de gemete, urlete și zgomote care dau impresia că omul era atacat. Dar nimic nu ce. Te pup și eu, Coco, te pup viața mea. Stai că au început membrii nebunii. Așa. În aceeași noapte, un alt prieten l-a sunat pe Henry și a spus poliției că acesta părea să se afle într-un fel de altercație în timpul apelului. Ciudat este că, deși sunetele pe care Henry le făcea sunt tulburătoare, soția sa a sunat doar o cunoștință pentru a merge după el, iar mai apoi, când nu a primit niciun răspuns de la cunoștință, s-a culcat. Și mai ciudat este că, în timpul interogatoriului, soția a declarat în repetate rânduri că Henry este în viață, deși nu avea nicio dovadă în sensul acesta. Registrările telefonice au arătat că Henry a sunat un număr din Texas de peste 20 de ori în acea zi, dar numărul a devenit inactiv atunci când polițiștii au încercat să-l verifice. Nu se știe dacă Henry a dat acele telefoane sau alții. Măcar a fost de fericire al meu, exact, Lumința, te pup, mulțumesc din suflet pentru toate donațiile, te pup, viața mea. Cineva. Polițiștii nu au găsit imagini cu mașina lui William, prietenul care susținea că a lăsat pe Henry la benzinărie noaptea aceea. Ulterior, William și-a schimbat declarația, afirmând că l-a lăsat pe Henry la o altă benzinărie, la câțiva kilometri distanță. Și când mă uit la tine, simt pe bune... Să las totul să fug cu tine în lume. N-am întâlnit așa conexiune. Și acum tu, Red! Fa tot ce simt este pe bune. Formator FBI a dezvăluit... Hai că trecem, ba, de la povești, la donații, la horror, la jocuri horror, la manele, la VTM, la de toate viețile mele. Timpul investigației. Emanuel. Iali, 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 dă voșfali inimii. Gasta grătarului și alți trei bărbați au stat mereu deoparte când au fost interogați. Și-au discutat... Ai voce, jucăm un meci de fotbal? Bun, bun. Dar nu s-a dovedit că avea o legătură cu dispariția. Pe 2 octombrie, la aproape o lună de la dispariție, poliția din New Brighton a primit o scrisoare anonimă care spunea că trupul lui Henry se afla lângă apă, parțial îngropat, și că un martor, o tânără femeie speriată, ar trebui adusă pentru audieră. Pe 2 noiembrie, trupul lui Henry a fost găsit în lacul Rush, la câțiva kilometri de benzinărie. În mod ciudat, nu s-au găsit semne de violență. Neexistând dovezi clare, nu se știe dacă Henry gata, a fost mai forțat să se nece, mai sunt 30 de secunde și dacă joacă. Și-a luat viața. Aceste detalii au rămas fără explicație. Gata. Numărul 1, Paul, te iubim.